Canicula continuă, iar valul sufocant de căldură îi face pe meteorologi să declare cod roșu în banat pentru cel puțin încă două zile. În zilele de 16 și 17 iulie se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade, disconfortul termic fiind deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități potrivit ANM. Iată ce avertismente transmit reprezentanții ISUTIM Miș pentru aceste zile de foc. Vă rugăm să fiți precauți și să luați măsuri pentru a vă proteja sănătatea. Stați la umbră și evitați expunerea prelungită la soare. Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător. Evitați consumul băuturilor alcoolice. Purtați pălării de soare și haine legere de culori deschise. Consumați fructe și legume proaspete. Nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile. Resturile de țigară pot genera incendii, nu le aruncați la întâmplare, punctează reprezentanții Isu